nu știu, la un episod. Astăzi mergem la două meciuri de Liga 4-a. Vedem și noi acolo un spectacol. Deja întârziem un pic, dar asta este. Auzim la stadion. Am ajuns aici la meci în minutul 10. Ocazii pentru Suriță, cred că atacă aici în albastru. Hai cu multe goluri, zic. E 0-0. Cu Suriței. Și, respingere foarte bună în fundașul lui. Mă atac al Suriței. Să vedem aici șutul. Ce paradă! Hai! Și-o portalul și gol! Yes! Sulița! Wow! Șut aici! Tabela încă de schimbată, dar nu prea se înțelege pe filmare. E 0-0 în continuare pe tabelă, dar e 1-0 de fapt pentru Sulița. Atac cu Suliței și intervenție foarte bună portarul lui. Wow, ce atac! Ce ocazie acolo la Bucecea! Ocazia Bucecea și este gol! 1-1! Și... preluarea slabă, da, ajunge mingea la asta. Și-au lungit prea mult acolo. Ocazia Bucecea! Ce intervenție a portarului, wow! Fenomenal! O altă ocazie a celor de la Bucecea. Și prinde portarul. Bară. Ocazie foarte mare a celor de la Bucecea, de la Sulița. Șut peste poartă, foarte bună ocazie. Atac Bucecea. Sper în centrarea. Aoleu! Centrarea. Și ce ocazie acolo, Sulița! Mai pe 8! Ce ocazie mare acolo, Sulița! Pare că domine Sulița. De când a început a doua repriză. Te rog, dă gol! Nu da gol! Ce greșeala portarului acolo! Scapă mingea poartă! Ce ratare mare! Da gol Bucecea, cei 3-1, din păcate n-am filmat, nu eram atent, mă scuzați. 4-0, 4-1 Bucecea. Mi se pare contrar jocului, sincer, pentru că Sulița a avut mai multe atacuri, dar na, fotbalul joacă pe goluri. Să vedem ocazia, iese foarte bine portar acolo. Și bar celor la Sulița. Degajare și apropie de finalul meciului. Ultima ocazie aici a celor Sulița. Din păcate pentru ei pierd meciul ăsta destul de zdravăn. Al de meci Bucecea merge cu 4-1. Un meci pe care n-aș putea spune că l-au dominat, dar au avut golul de partea lor și s-a terminat. Ne revedem cu următorul meci, imediat. Ne aflăm și la al doilea meci al zilei dintre Tudor Hoi și Curtești. Avem aici un atac pe curioasă, să vedem. Haide. Contra-atacul Tudor Hoiului. Și... Shoot! Gol Tudor Hoiu! Și intervenție foarte bună portarul acolo. Penalti aici, să vedem execuția, este gol marcat de Curtești, dar se repetă? Sau? Se repetă penalti. Se repetă penalti, eu. Să vedem din nou execuția. Repetare penalti. Cu numărul. Cu numărul gol. 7. Gol Curtești egalează. Început repriza a doua. Afară cam picură, sonorat. Dar este în regulă. Așteptăm mai multe goluri în repriza a doua. Vedem aici șutul. Blocat. De băi, fă, o preluare bună și tot în gura, mă, te-a jumării.
Că ați ajuns până în momentul ăsta clipului, nu uitați de acolo, dați acolo și un like, un comentariu, să fie bine, să fie frumos, și un subscribe, să facem acolo cât mai mulți abonați. Eliminarea acolo la Dorohoi, al doilea galben, a fost un gest urât. Vedem cum se desfășoară acum meciul cu numul Mirza Dorohoi. Execuție, oh, spectaculoasă acolo! Ușor cum se poartă. Finalizare, oh, ce intervenția portarului! Oho! Și este caz uriașă. Final de meci aici. Ce s-a terminat? Scorul de egalitate 1-1. 1-1, un meci mai puțin spectaculos decât celălalt, dar au fost bine și mă bucur că am avut experiența de a veni la două meciuri din Liga 4 totuși. Da, acum ne auzim la un nou video. Ba.